Excelenția voastră, Părinte Episcop, dragi colegi, aș vrea din toată inima să vorbesc și eu în limba maghiară, dar cred că mai bine mă exprim românește ceea ce vreau să spun astăzi. E un moment extraordinar, pentru că cu toții de dimineață, cel puțin, am fost la Sfânta Biserică și ne-am rugat lui Dumnezeu ca să ne mai dea o zi cu soare, o zi frumoasă, în care vestea cea bună care a venit și la urechea mea a fost că Părintele Unitar Miro Otilo va fi instalat în parohia aceasta. Cu ocazia aceasta, din partea comunității ortodoxe, nu pot să spun decât bine ați venit în satul nostru, în comuna noastră. Bine să vă găsească Dumnezeu, sănătos, cu familie frumoasă, să păstoriți turma aceasta, care nu este deloc ușoară, și să mergeți pe calea lui Dumnezeu, să-i duceți pe fiecare suflet ca să se mântuiască. Într-adevăr, așa spune și Domnul nostru Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cine va crede, se va boteza, acela se va mântui. Cred că pentru noi, dacă spun, luăm cuvântul Scripturii și spunem, bine este să avem aici trei colibe, una ție, una lui Ilie și așa mai departe, cum știți că e citatul. Iată că în comuna Chicheș avem trei biserici, trei colibe, care sunt dedicate lui Dumnezeu. Și misiunea noastră este să trăim în comunitate, în frățietate, să ne respectăm unii pe alții și să credem în același scop care îl avem fiecare dintre noi, mântuirea sufletelor noastre. Bine ați revenit în mijlocul nostru și de acum înainte cu siguranță că aveți o misiune Părinte foarte mult și grea de îndeplinit. Dar nu imposibilă. Felicitări! Mulțumesc. Și pentru că astăzi și noi am avut un eveniment în biserica noastră, s-a lansat pentru prima oară o icoană a unui părinte, un sfânt părinte de-al nostru și am reușit să facem un mic model după icoana care este în biserică. Știu că în biserica dumneavoastră Fecioara Maria nu este așa omagiată, dar un simbol din partea bisericii noastre, precum că avem aici în biserică, în Biserica Ortodoxă, un simbol al Maicii Domnului, Mama lui Iisus Hristos, vi-l doresc și eu, să vă poarte cu bucurie, sănătate și înțelepciune multă. Încă o dată la mulți ani. Vă mulțumesc!